O monedă veche din anul 1936 de 100 de lei este vândută pe un site specializat în vânzarea de diverse obiecte și servicii cu 114.900 de euro. Potrivit vânzătorului, moneda are un preț de catalog de 130.000 de euro. Vând monedă de colecție 100 de lei din 1936, valoarea ei de catalog fiind 130.000 de euro, se arată în anunțul de pe OLX, relatează gândul.ro. Aceasta nu este unica monedă scoasă la vânzare la prețuri ridicate pe platforma OLX. Astfel, monedele euro cu defecte au început să fie din ce în ce mai populare în rândul colecționarilor. Astfel, pe un site specializat în vânzarea de diverse obiecte și servicii, o monedă de un euro emisă de către autoritățile din Spania. Se vinde cu 1234 de euro, adică peste 6000 de lei. Moneda este emisă în anul 2005 și prezintă o serie de defecte față de celelalte monede emise de monetăria Spaniei. Monedele euro cu defecte au început să fie din ce în ce mai populare în rândul colecționarilor. Același utilizator mai scoate la vânzare o monedă de 2 euro extrem de rară la prețul de 2300 de euro este vorba despre o ediție aniversară care o înfățișează pe regina Beatrix a Olandei. O monedă de 2 euro grecească bătută greșit în 2002 este scoasă la vânzare pe un site specializat din România pentru 100.000 de, de euro o altă monedă de 2 euro pusă în circulație în 2001 se vinde în 2022 pe site-urile de anunțuri cu numai puțin de 6.000 de euro, echivalentul la circa 30.000 de lei. O monedă veche din perioada otomană se vinde, spre exemplu, pe un astfel de site, la un preț care ar putea fi considerat chiar unul modic. Este vorba despre o monedă de un piastru din 1758 din perioada domniei sultanului Mustafa al III-lea. Aceasta este scoasă la vânzare are pentru doar 275 de lei un chilipir pentru colecționarii pasionați, relatează gândul.ro.